Bun găsit, bun la o nouă emisiune. Discuția a început puțin mai devreme de generic, de asta m-ați surprins zâmbind. Invitații din această seară, pentru o dezbatere la rece, să spunem, despre ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ceea ce s-a întâmplat cu România, domnul Octavian Paller, domnul Cristian Părvulescu, domnul Emil Hurezeanu și domnul Ion Cristoie. Ca să le nervez pe domnul Cristoie la început, îl întreb ce părere are despre apariția curcubeului înainte de discursul domnului Buș. Am auzit un zvon în București și credibil în România de azi că acel curcubeu, chiar e zvon, da, a fost pus la cale de americani, că iau niște tehnici speciale și că din adins l-au făcut. Ca să vezi până unde merge mintea românului. Deci, de le-am dat o idee. Americanii au făcut posibil apariția curcubeului. Că au zic ăștia pe la colțul, zic că au ei niște tehnici din ăstea că tot și fac în așa fel când zice președintele, acum vreau un curcubeu. Și a apărut un curcubeu. Dar, în al doilea rând, a fost un curcubeu de salvator pentru presa română. Adică povestea aia că Dumnezeu... Când Iliescu apare, soarele răsare. Când Buș apare, curcubeu au răsare, sau cum? Dacă am așa, da, dacă mai spun încolo... Nu este prozaic. Spuneți ceva despre curcubeul ăsta. De ce crezi că a apărut curcubeul? Ca o întâmplare a naturii și atât, nu? Întâmplarea naturii, care sigur a fost exploatată de președintele Buș, dar ca să închei cu o lozincă, vreau să reamintesc telespectatorilor că în 1990, noi toți care eram atunci împotriva domnului Iliescu, am strigat, cine a stat 5 ani la ruși, nu poate gândi ca Buș. Acum spunem, cine a stat 5 ani la ruși, îl va decora pe Buș. Iată ce frumoasă istoria. Spuneți, domnul Paller, suntem pe drumul cel bun? Credeți că acest curcubeu a fost comandat? Eu vreau să încep cu o precizare. În principiu, nu mă mai atrag dezbaterile televizate. Să particip la ele, vreau să spun. În seara asta am acceptat din cauză că în această poveste cu NATO m-au contrariat, m-au îngrijorat două lucruri. Întâi, mi-e cunoscută priceperea noastră penibilă de a oculta sensurile evenimentelor cu vorbe mari. Dar de data aceasta, am eu impresia, a fost depășită orice limită. Am auzit atâtea enormități spuse în aceste zile, încât mă întreb dacă a mai rămas ceva din miezul acestui moment. Și dacă nu cumva, mă rog, am putea să luăm în serios ironiile celor care zic că, mă rog, există și oameni care practică obiceiul maimuțelor de a arunca miezul bananei și de a agita cojile. Un ziar a titrat așa zilele trecute. S-au deschis porțile raiului NATO. Nici mai mult, nici mai puțin. În general, tonul utilizat în special la televiziuni, dar și în ziare, a fost acela de parcă ne-am creștinat sâmbătă sau vineri. Parcă până vineri am fost păgâni și ne-am creștinat atunci. Când a venit cel mai păzit om de pe planetă. Nu cel mai puternic? Cel mai păzit. Mă rog, nu. Nu bagatelizez în felul ăsta. Și ne-au scăpat cu această ocazie sensurile importante, reale, ale evenimentului. Și eu sunt român, și eu am fost frustrat de eșecul de la Madrid, și pentru mine NATO e un mit. Și eu înțeleg foarte bine obsesia noastră în legătură cu NATO. Deci am dorit această invitație, m-am bucurat că ea a fost
în sfârșit făcută, dar m-a îngrijorat genul ăsta de exaltare provincială, colonială aproape, aș zice eu, la care am fost martor. Al doilea lucru care m-a îngrijorat. M-a deranjat profund, serios. Văd, cum am observat și în secvențele de la ședința Parlamentului, că politicienii noștri atât pricep din acest eveniment, care e real, important pentru România. Pentru că chiar dacă NATO nu mai e ce a fost NATO, chiar dacă NATO are azi altă filozofie, lucru care nu prea s-a spus cu această ocazie, reprezintă pentru noi, fără îndoială, un furnizor de securitate. E bine, politicienii noștri nu sunt preocupați în acest moment decât să împartă dividendele electorale ale acestui moment. Eu, nefiind de partea niciunui partid, pot să declar liniștit că nu mă interesează că această invitație s-a produs în timpul administrației PSD. E bine că s-a produs. Dar nu mă interesează. Țară. Nu mă interesează. Dar nici nu pot crede că această invitație s-a produs datorită guvernului actual sau datorită guvernelor anterioare. Această invitație, dacă ne gândim corect, s-a produs, simbolic vorbind, datorită Mării Negre. Și haideți că vom vorbi despre sensuri și de ce, da. Ca să nu fie... Nu, asta e o singură idee vreau să mai spun. Și nu am spus-o întâmplător asta, pentru că e foarte important să înțelegem, de aceea am zis, de ce am fost admiși în NATO. E o întrebare pe care am fost admiși pentru că americanii au vrut să ne deschidă ușa și n-au vrut să ne deschidă ușa din generozitate sau întâmplător, ci pentru că au nevoie, ei, în numele intereselor lor.